Santo subito, să fie declarat sfânt imediat, așa a strigat mulțimea la funeraliile lui Ioan Paul al II-lea. Santo subito. Au spus Santo subito, au cerut canonizarea, de ce mai așteptăm? Acest om în mod sigur a fost un om al lui Dumnezeu. Conform canoanelor bisericii, beatificarea este etapa premergătoare canonizării, adică declarării ca sfânt, și a fost hotărâtă în urma unui miracol săvârșit prin mijlocirea lui Ioan Paul al II-lea. 270 de mărturii de iertare și vindecare au fost semnalate Vaticanului după moartea fostului papă. Dintre ele, congregația a recunoscut drept miraculoasă însănătoșirea unei măicuțe din sudul Franței. Era bolnavă de Parkinson, maladie de care suferea și Ioan Paul al II-lea. Imediat după moartea suveranului pontif, starea ei de sănătate s-a agravat. A început să se roage defunctului papă pentru vindecare. S-a trezit pur și simplu vindecată. Într-o dimineață, suferea enorm, avea dureri mari la fiecare pas pe care îl făcea, abia mai putea să scrie. Totul era cumplit și dintr-o dată și-a revenit. Ioan Paul al II-lea a săvârșit acest fapt incredibil. Aceasta a fost minunea certificată pentru beatificare, dar sanctificarea nu poate fi săvârșită decât după ce biserica recunoaște încă o minune, tot după o minuțioasă anchetă. Presa internațională vorbește despre beatificarea primului papă mondial. Este renumele pe care Ioan Paul al II-lea și l-a câștigat în 26 de ani de pontificat, al treilea ca lungime din istoria Bisericii Catolice. Dintre toți predecesorii săi, el a făcut cele mai multe călătorii și a construit punți între religii, popoare și culturi. Carol Iosef Wojtyla, cel care urma să devină papa Ioan Paul al II-lea, s-a născut în Wadowice, Polonia, pe 18 mai 1920. A studiat teologia la Cracovia și a urcat treptele ierarhiei clericale până în octombrie 1978, când a fost ales papă. Era primul polonez care ajungea în fruntea Bisericii Catolice și primul suveran pontif de altă naționalitate decât cea italiană în aproape o jumătate de secol. Ioan Paul al II-lea a călătorit în 120 de țări. A fost primul papă care s-a rugat într-o sinagogă, primul care a intrat într-o moschee și tot primul care a călătorit într-o țară majoritar ortodoxă, adică în România, în mai 1999. Până nu de mult, era de neimaginat că episcopul Romei ar fi putut veni în vizite la frații și surorile în credință care trăiesc în România. Papa Ioan Paul al II-lea a fost un susținător declarat al mișcării anticomuniste din țara sa natală, ceea ce a atras un val imens de simpatie în Europa Centrală și de Est. Unii i-au reproșat însă întotdeauna convingerile conservatoare în probleme ca homosexualitatea sau avorturile. În 1981, un extremist turc, Mehmet Ali Akça, a tras asupra papei în piața Sfântul Petru. Suveranul pontif a fost nimerit de două gloanțe, dar a supraviețuit. Iar doi ani mai târziu l-a vizitat pe agresor în închisoare și l-a iertat. Papa Ioan Paul al II-lea s-a stins din viață pe 2 aprilie 2005, după luni de suferință provocată de boala Parkinson. Eveniment pentru mănăstirea Lainici din Gorj, dar și pentru ortodoxie. Mii de pelerini au fost martori la canonizarea Sfântului Irodion. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu Patriarhul Daniel. În județul Gorj a mai fost o singură canonizare până acum, cea a Sfântului.